joacă și simte magia super fotbalului. Superbet, împreună suntem super. Da, bună seara doamnelor și domnilor, bun găsit. Invitatul din această seară se cheamă Gheorghe Constantin, este fostul mare arbitru și într-o perioadă președinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor, un om care, după cum știți, a avut un mare necaz, a fost implicat și condamnat în dosarul Mită pentru arbitri 1. Eu mulțumesc că a venit. De regulă, oamenii care trec prin asemenea întâmplări nefericite evită să apară în public. Gheorghe Constantin are acest curaj și eu îi mulțumesc pentru asta. Am să-i zic așa cum îi zice întreaga lume a fotbalului, Costică Vâlcea, pentru că bănuiesc că știți, în aceeași perioadă existau doi Gheorghe Constantin, cel din fața mea, care locuiește în Vâlcea, deși e născut în Prahova, și un al doilea Gheorghe Constantin, de asemenea arbitru, din Suceava. Și atunci, lumea, ca să-i deosebească, îi spunea celui pe care l-am invitat în această seară, Costică Vâlcea. Așa o să-i zic și eu, Costică, bun ai venit! Da, bună seara, mulțumesc pentru invitație! Invitatul meu a fost portar. Portar încă în divizia A, nu portar așa la vreun bloc sau la vreun hotel. Costică, cum a fost cariera ta de portar? Cum ai ajuns portar? De unde până unde? Hai să o luăm cu începutul de data asta. Da, am debutat ca portar la echipa de seniori a Prahovei, Prahova din Ploiești, în Liga 3. Am făcut saltul la Farul Constanța, unde am jucat foarte puțin, dar după aceea am fost împrumutat un retur de campionat pentru a căpăta experiență, pentru că saltul fusese mare de la Liga 3 la Liga 1. De la Prahova, cum spuneam, am ajuns la Farul, da, Farul, Portul. De la Portul am ajuns la Turnul Severin, un an de zile. 3 ani de zile la CSM Reșița, 73-76, 76-79 la Petrolul Ploiești, tot în Liga 1. Dar, din păcate, pe acea perioadă a și retrogradat cu Valentin Stănescu antrenor și am fost transferat la ultima echipă din activitatea mea de sportiv la Chimia Râmnicu Vâlcea în 79. În 81 am terminat cu... Cam câte meciuri ai de arbitrat, știu, am reușit să aflu, ar fi 237. Nu știu. Dacă nu. A portat câte meciuri? Rușinea mea nu le-am ținut evidența. Da. În divizia unde, practic? Păi, divizia Petrolul Ploiești, Chimia Râmnicu Vâlcea, Farul Constanța și CSM Reșița. A, Reșița era pe vremea aia în divizia... Pe vremea cât am activat la Reșița, mi-aduc aminte cu plăcere, la finalul anului calendaristic 76, pe ancheta făcută de Gazeta Sporturilor, eram clasat al 10-lea. Cum ai ajuns în arbitraj? Hai să o luăm așa, băbește. Ha, simplu. Mi-a plăcut această activitate, iar după un meci la Petroșani, am fost învinși printr-o decizie a arbitrului. Nu e frumos din partea mea să-i dau numele. Am fost împins în poartă de un atacant al echipei din Petroșan, Jiu Petroșan. Era epoca cu Tonca, cu... Așa, cu Georgevici, cu... Da, când era deviza, da, mai bine cu Liga, trece mingea decât adversar. A, și ultimul minut, la meciul acela, domnul Cooper mi-a dat nota 10, deci apărasem foarte bine și acel gol a picat în ultimul minut de joc. Am alergat arbitru pe teren și atunci am spus că mă voi face arbitru, ceea ce am și reușit în final. 237 de meciuri în Liga 1 ca da, arbitru. Am văzut o statistică tot în Gazeta Sporturilor și am reținut-o cu câțiva ani înapoi. Arbitru și de centru și de linie. Pe vremea aia nu era specializare, nu? Nu era, nu. A venit
undeva la mijlocul care e perioadei cât am arbitrat în Liga 1. Au început arbitrii să diferențieze, să să specializeze. Dar tu ai fost mai mult la centru sau mai mult la linie? În prima... Mi-e greu să spun, dar cred că mai mult la centru. Bătaie, ai mâncat vreodată cu o sticlă? Dar nu, dar am fost lovit cu o sticlă, în braț. Am fost alergat la Liga 3, la Liga 3 și Liga 4. Asta la început. La început. După aceea n-am mai avut asemenea meciuri la acest nivel și mi-a fost mai ușor. Dar la Berbești m-au prins acolo. În județ acolo. La noi, la Berbești cu Călimănești și un jucător care prinsese o sticlă în brațe a venit și m-a lovit de la cot înspre umăr. Așa. Dar face parte din... Îți dai seama, dintr-un arbitru ca tine, care, cum să spun, e un colo, ce înălțime ai? 1,89 aveam, acum am undeva 87-88, că în m-am copoșat un pic. În curând mai avea 1,80. Da. Da. S-au mai tasat oasele, sau mai... Da. Și care ar fi, cum să spun, meciul cel mai important din cariera ta? E cel de la Benfica cu echipa din Moscova. CSKA, Moscova, Spartak, Locomotiv, Spartak, Moscova. A fost un sfert de finală din cadrul Cupei Cupelor, cum era pe... Da, e un meciul interesant. Bucuria a fost mare că s-a ocupat de noi marele fotbalist Eusebio, care era reprezentantul clubului Benfica. Meciul în sine, am primit cea mai mare notă din activitatea mea de arbitru internațional. De la... Da, dar mi se spune în cască că a fost în 1992 Benfica Dinamo Moscova. Dinamo Moscova, da. 67.000 de spectatori, da. Pădaluzul. Da. Ei, nu le mai rețin pentru că vine vremea, le mai uiți. E, sigur mai... că da, și au fost multe. Dacă... Ei, au fost, nu. Prea numai multe au fost. 237 au fost numai în prima ligă. Auzi, Costică, ai fost, nu, contemporan și cu Igna, și cu Raina, și cu Crăciunescu, nu? Și cu da, sigur. Bun, care a fost cel mai mare dintre ei, după părerea ta? Hai că te-am pus la încurcătură. Da, nu... E o opinie. Bine, astea sunt damblare gazetărești. Toți au fost mari. Cred că cel mai complet pentru mine, pentru ce am putut eu să fac așa, să fac evaluări, Anderco a fost. De la Satul Mare. De la Satul Mare. Mi-a plăcut de Igna, mi-a plăcut de Brainea, mi-a plăcut de Nelu Crăciunescu, dar... Așa am considerat eu la un moment dat că... Anderco. Da, cât ai fost președintele AJF-ului, n-ai intrat niciodată în conflict cu Crăciunescu? Crăciunescu e un timp mai înfipt, așa. Nu, am intrat de mai multe ori cu el. Da. Ia zi, zine, hai că... A, nu. Sunt ale noastre și am avut un moment de maximă supărare vis-a-vis de ce auzisem că ar fi făcut... vis-a-vis de mine și am avut o discuție de la bărbat la bărbat, el mi-a spus că lucrurile n-au stat așa, normal că am gândit că poate exista și varianta lui, posibilă și varianta lui, dar din momentul acela lucrurile au... Relația noastră s-a răcit. Deși ne întâlnim des, ne salutăm, dar numai aici a fost, între mine și el, dar nu... Nu, au fost momente frumoase cu el, au fost momente când pentru mine a fost un ajutor, că m-a luat cu el și era mare lucru să pleci să, da, la meciurile acestea importante unde puteai să demonstrezi dacă... Adică ai făcut tușă lui Crăciunescu de multe ori? Și am intrat și, eu știu, în anturajul ăsta mai de sus, așa, cu oamenii care... Și mi-a prins bine din acest punct de vedere, nu. Așa că nu, am rămas supărat pentru, eu știu, pentru ce s-a întâmplat așa în ultimii 10 ani, sau mai exact acum 10-12 ani. Dar ce s-a întâmplat? Hai, e neplăcut, nu. Și vreau să rămân, să nu, el o să creadă că
n-am crezut și în varianta lui. Ceea ce lucrurile stau sub forma că cred că e posibil ca ceea ce mi-a explicat el să fie adevărul. A fost doar te mai uiți. Din 2009, multă lume nu mă crede, chiar acum mai devreme un coleg de-al dumneavoastră, ci nu, a spus că nu mă crede că nu mă uit la fotbal. Dar nu, asta e realitatea, n-am niciun motiv să mint. N-am, ce să n-am niciun meci. Ce să întreb cine câștigă campionatul, da, dacă nu te uiți? Da. Din 2009 n-am niciun meci și din minutul 1 până minutul 90. Că a fost campionatul mondial, că a fost campionatul european, că au fost meciuri de pe intern, nu. Pe analize din acestea săptămânale care apar la... sau la trezum, bine, dar nici când arbitra Gusti când s-a retras? Păi s-a retras cam la un an și ceva după ce am... După necazul, după ce ai ieșit tu. După ce am ieșit, ce se întâmplă? La mine m-au ținut în supraveghere, fără să fiu condamnat, m-au ținut 9 luni de zile, perioada în care el a arbitrat. Da. După aceea ne-au ținut 5 ani ca să ne dea pedeapsa meritată sau nemeritată, dar nu știu. Și după aia mai stat 9 luni. Da, mai stat 8 luni jumătate, da. 8 luni jumătate. Condamnarea fiind de 5 ani? De 5 ani. Mi-au dat condamnare maximă pentru... Da, numai că tu având peste 60... Bun, o să ajungem și acolo. Spune-mi, Costică, dar sincer... Da, bă, sunt sincer cu tot ce... Gusti mai talentat arbitru ca tine? Și el s-a lăsat înainte de termen, nu? Da, s-a lăsat. Da, nu. El... Asta numai el știe de ce s-a lăsat. Probabil, nu probabil, sigur, și ceea ce mi s-a întâmplat mie a lăsat urme și pentru el. Iar după adică ceea l-a marcat arestarea. L-a marcat, dar fără discuție. Și după aceea, cei care îl analizau, îl analizau așa, consideră și sunt convins de ceea ce spun acum, cu prea multă răutate, cu așa, și îi era greu să mai suporte. Da, bine, probabil că aveai și tu niște dușmani, dușmanii s-au răzbunat pe el. Și am avut o discuție, chiar el m-a întrebat cum e mai... ce aș face eu în locul lui. Eu i-am spus deschis că eu m-aș lăsa. Știu că e greu, a fost un moment greu pentru el să-i spun acest lucru, dar eu această decizie i-am transmis-o și lui. Dar el acum e ceva în conducerea Comisiei Centrale, da, nu e... Nu numai observator, dar e și ceva. Nu, este... Da, e membru în Comisia Centrală. De ce membru în Comisia Centrală? E observator intern, observator internațional. Dar nu mai răspuns la întrebarea, ai ocolit arbitru mai bun decât tine? Mi-e greu să mă judec eu pe mine ce arbitru am fost, pentru că pe el pot să-l analizez, să știu unde era la un moment, când să spunem momentul lui de vârf, așa, în activitatea lui, în prestațiile lui. Da, Augustus Constantin a fost un arbitru onorabil, să zic așa, unul din arbitrii buni din fotbalul românesc. Da, a avut o perioadă până a început să-l... Bine, în arbitraj trebuie să mai ieși norocul, sunt arbitri care în 10 meciuri n-au 3 faze grele. Și alții au 10 faze într-un meci. Sau nu 10, dar într-un număr de jocuri mai mic, cu mai multe faze discutabile. Da, da. Toți greșesc, la orice nivel. Și cei de la... Asta știe toată lumea. Da, spune-mi, era mai ușor de arbitrat pe vremea ta sau mai ușor acum? Cred că era mai ușor înainte. De ce? Păi acum atât de mult sunt analizați, dejudecați, ceea ce cât ai fi de... Eu am introdus moda asta. Da, știu. Știu. Și am fost și eu criticat la vremea... Da, sigur, păi de-aia te-ai perfecționat când te-am criticat. Da, și ăsta a fost însă în același timp... Revin acolo. Cine spune că n-a greșit ca arbitru într-o decizie tehnică sau într-o măsură disciplinară, dar e importantă deciziile tehnice. Măsurile disciplinare se mai trec cu vederea, așa că în loc de galben a dat roșu sau în loc de galben a dat o atenționare verbală, dar când
dai un penalte sau nu l-ai dat și acela penalte a hotărât soarta unui meci, atunci aia e de... Bun, acum știi ce se întâmplă, Costi? Că în arbitrii nu este foarte rău faptul că greșesc. Pericolul e când greșesc cu intenție. Ți s-a întâmplat asta vreodată? Să intri pe teren, să ai, românește vorbind așa, boală pe o echipă? Nu. Nu, boală pe un conducător am avut, dar păi nu putem să mă răzbun iarăși, nu, vreau să rămân acolo, că poate să voi fi judecat cine știe cum, dar am avut așa, pentru că... Dar tu ai prins epoca de gloria cooperativei, cu Bietu Jean, păi Pădureanu, cu penalti, cu... Am prins, dar nu știu acum, n-aș vrea eu să spun că eu eram... Am căutat să mă strecur între ei, așa, să mă apropii de ei, ceea ce am... căuta să fac și pe perioada când am fost președinte, eu consideram că sunt prieten cu toți, să îi mulțumesc pe toți, ceea ce e foarte greu, dar vine un moment în care ceva se întâmplă, se scurcircuitează și nu mai și da. Super pe cineva. N-au existat presiune asupra ta cât ai fost președinte? Da, câte când nu. Ca președinte? Da. Întâi ca arbitru am avut destul de presiuni. Ia zi, a venit vreun conducător și a zis, Costică, uite plicul ăsta, hai să câștigăm azi. Nu, n-a venit cu plicul, dar aluzii au fost destul de directe. Nu e... A spune cineva că n-au existat asemenea lucruri. Acum, după un timp, conducătorii își fac o imagine despre X, despre Y și atunci așa. Dacă atunci a încercat încearcă. De două, trei ori și mai aude și că alții au făcut la fel, că ei, conducătorii, mai vorbesc între ei. Fără... Da, asta spune da. Tot timpul porumboiul. La mine nu s-a mai încercat pentru că s-au lămurit că, că nu iau. Bine, el a lămurit-o de la început și... Dar... De Crăciunescu și de Balaj, ăștia nu mai vorbesc, că sunt în afară de orice dubiu. Joacă și simte magia super fotbalului. Superbet, împreună suntem super. Zi-mi, arbitrajul de azi, cum ți se pare? Păi nu pot să-l judec prea mult, că nu mă uit la meci. Că nu te uiți, da. Dar ce, din ce văd pe analizele televizate, din ce citesc în presa scrisă, mi se pare mult, mult față de acum 10 ani, de exemplu, ca să nu spun... Adică mult mai bun. Mult mai slab, nu, nu. Mult mai slab. Mult mai slab, nu. Păi nu. Da, avem doi, cum să spun, arbitri de top. Chiar mă bucur și nu vreau să... Ațegan și Ișvan Covă. Da, sunt arbitrii descoperiți de mine prin cursurile pe care le organizam. Amândoi ai descoperit tu? La Govora. De la Liga 4-a, eu i-am adus la Liga 3-a, pe Ațegan l-am... până la Liga 1, pe perioada în care am ajuns președinte. Cursurile de la Govara le organizam pe perioada când era Crăciunescu președinte, dar era membru al Comisiei Centrale și am insistat să fac aceste cursuri, pentru că eu, în urma unui curs organizat de Comisia Centrală, atunci, după procesul arbitrilor unde a fost implicat și Anderco, și atunci am fost promovați și pe cursuri și pe selecția pe care s-a făcut, un așa zis examen, că numai examen n-a fost, eram practic promovat, dar am fost și verificat teoretic, dar eram 11 arbitri pe 10 locuri, sau 10 arbitri pe 11 locuri. Că s-a accidentat Bățlan la probele fizice, dar eram promovat. Și acel curs de la Lacutei mi-a rămas mie așa și l-am văzut benefic pentru arbitri. Și de-aia ai făcut și tu. Am făcut și eu, am cerut aprobarea și l-am insistat pe lângă Ion să-mi dea. M-au numit director de curs și 3 ani consecutiv am făcut aceste cursuri. Și acolo s-a remarcat Ațegan. Acolo a început Ațegan. Și Covaci. Și Covaci, da. Iar finala pe care, cupa pe care el a arbitrat-o, pe perioada mea, da. Eu aveam atunci... lotul de 24 arbitri în Liga 1 și încă 6, i-aveam un lot de rezervă, tineret rezerve. Rezerve, în lotul acela mi-am amintesc foarte bine, era și Robert Dumitru și la tineret a apărut Covaci, a apărut celălalt care a fost cel la proces de aici din București, cu în fine.
Da, Kovacic, Ivan Kovacic a arbitrat o cupă, da, o finală, la, super, la 22 de ani, o supercupă. Da. Bun, și a venit lui Lupescu la era exact. Conducere la, la federație. M-a chemat. Păi cine ai delegat la păi cine dai la supercupă? Nu m-au hotărât să mâncă. Oricum nu eram hotărât la vremea respectivă, la timpul respectiv, pentru un arbitru tânăr. Și zice, care e cel mai tânăr? A, cel mai tânăr era Kovacs și imediat după el era Bogaciu de aici. Dar da. Bogaciu era deja în Liga 1 cu arbitrase și 5, 2 luni, 3 luni, nu știu exact diferența între ei, l-am dat. Aveam și atunci, aveam o imagine frumoasă la adresa lui Kovacs. Așa. Da, și dacă Lupescu nu m-ar fi propus să-l delegăm pe cel mai tânăr, probabil că n-ar arbitra el meciul acela, dar sunt convins că evoluția lui ulterioară a lui Kovacs ar fi fost la fel. Consig, da. Știi că toată lumea zice că au ajuns în elit, care e cea mai înaltă clasă, nu? Și datorită faptului că i-a împins de la spate, zice lumea, nu zic eu, Grecu Vasaras, care e actualul președinte. Crezi în asta sau crezi că oricum ar fi urcat? No, 100% cred în asta. Deci contează asta. Contează, sigur. Contează. Cineva trebuie să te propună. Cineva, dădeam exemplu înapoi cu 10 minute, 15, că am avut șansa să mă duc cu Crăciunescu, să mă scoată în lume. Ei au șansa și au avut șansa și încă o mai au pe lui Vasaras, pentru că sunt susținuți acolo. A fost membru în comisia UEFA, ei, acum nu mai e, da, a fost. Se întâmplă. Sunt arbitri buni, peste tot în lume. Dar dacă nu-i vede cineva să-i propulseze undeva, da, rămân acolo. Ei, ăsta a avut posibilitatea. Ceea ce eu, dacă rămâneam președinte, eu nu aveam această șansă. Sau cine a mai fost după mine, sau cine a mai fost înainte, Avram, și Grigorescu și ea. Noi nu aveam aceste posibilități ca și această asemenea credibilitate la nivelul acela. La UE. De ce să nu-l recunoaștem? Restul că, eu știu, știe ce se întâmplă sau nu știu ce se întâmplă în jos, adică Liga 2, Liga 3, începătorii, nu le cunosc nici strategia de moment, nici pe termen scurt, așa, pentru următorul an, doi. Dar acolo trebuie foarte mult să se implice cei de lângă el, adică da. Diaconul și Gusti și Nica și cei care mai sunt acolo. Zim, în 2005 ai devenit președintele CCA-ului, decembrie 2005. Așa. Cine te-a... Pe tine cine te-a împins de la asta? Nu m-am împins. Eu sunt singurul președinte ales. Nu sunt numit. Păi, restul sunt numiți? Da. Păi ca și Chiros. Bine, Chiros e numit... Păi tot numit, e tot, da. Și tu ai fost ales ce, prin vot? Prin vot, da. Cât, cum? Păi după ce l-au schimbat, destituit pe Crăciunescu, Federația Română de Fotbal a convocat un număr de 15 arbitri, au format o comisie ad hoc, așa o numită, ca să desemneze președintele. Am candidat 3, Moise, Avram și eu. Am ieșit pe primul loc eu, Vasile al doilea, Moise al treilea. Și cine a votat, Costi? Din foști arbitri? Deci arbitri au votat, cine a votat? Din foști arbitri. Așa. Din foști arbitri care... Da. Din București a fost... În primul rând a fost Abrudan, care era și vicepreședintele Federației. Patriția Abrudan era Cluj. A fost arbitru. Pe care după aia l-au scos, da. Cum să spun. Deci Abrudan. Fără niciun motiv. Mureșan din București, George Ionescu din București, Lică de la Constanța. Constanța, în sfârșit. Câți erau? 15, da. Așa. Și câte voturi ai avut? Păi am fost la egalitate 7-7 și un vot Moise și după aceea a trebuit să... La balotaj. Da, balotaj. Așa. Votul lui Moise a venit la mine. Și ai câștigat cu 8-7. Da. A, la limită. La limită, sigur. Și, spune, dacă eu mă gândesc să mă fac și eu la CCA, președinte, să încerc. E greu? Merită? Munca de acolo? Da. Păi depinde, că foarte multă lume de, l-a delegat pe ăla, l-a făcut pe ăla. Nu asta înseamnă. Eu am considerat altfel. Eu i-am luat de jos, cum i-am luat pe Hațegan, pe ea și pe alții.
să faci, să-i descoperi, să-i formezi după aceea, să-i promovezi, să-i urmărești, pentru că dacă i-ai dat meci și nu se duce cine trebuie după el, să-i facă raport, raportul adevărat, nu contează că îi dai o notă mare sau mică, e important să știi despre el. Pentru că așa cum sunt criteriile astăzi, pentru un penalti care nu l-ai dat pot primi 7, 9 sau 9 și rămâi câteva etape nedelegat, ori rostul este să arbitrezi și să faci, să tragi concluzii după 5-6 meciuri sau eu nu știu cât este. Dar s-ar putea ca lucrurile să stea la fel și în ziua de azi. Sau poate să stea mai bine, eu nu știu. Nu știu nici pe Guse, nu îl întreb pentru că nici nu am timp că el stă în București, eu stau la Râmnicu Vâlcea. Până telefon, niciodată nu. Sunteți în relații că tu divorțând și recăsătorind nu te să nu, mai... Nu. Sunt relații bune și cu fosta nevastă, sunt relații bune, s-au acceptat. Mi-a, deci, fost, okay, greu la, mi-a fost greu la început și în față de fosta nevastă și în față de Gusti. Lucrurile le-am dat în normalitate, vorbim, ne întâlnim, deci nu sunt, de nu sunt probleme. Nu. Bun, zi-mi altceva, tu când erai președinte, tu delegai? Până a apărut acea scurtă perioadă cu Lupescu. Mie mi-a convenit că mi-a luat delegările. În tot timpul am spus. Eu am vrut trageri la sursă. Asta e cea mai mare bătaie de cap, nu delegările. Sigur, dar este imposibil să... Numai că atunci aveam niște... Am mers pe criteriile vechi, de la ceilalți dinaintea mea. Noi, criteriile de delegare erau așa de prost făcute... Țineam cont să-i rotim pe arbitrii, că dacă etapa următoare din orașul ăla, echipa, să nu se întâmple, țineam cont de toate propunerile. Astăzi nu mai ține nimeni nimic. Și... Dar pentru un președinte tot timpul a fost. Și apoi vă mai spun o chestiune. Cine vrea să recunoască din cei care au fost președinți, pe lângă este imposibil să nu se creeze și anumite intervenții, să-l schimbi pe ăla, nu neapărat să-i dai pe ăla. De exemplu, și la mine, eu în rechizitoriu de la mine din proces, Penescu îmi trimitea în baza bunelor relații anumiți arbitrii. Dar din cele 7 care au fost supravegheate... Adică cerea să delege anumiți arbitrii. Plăcea lui să vorbească cu alte persoane din fotbalul ăsta. Așa. Ei... Popescu, Ionescu, Georgescu, Vasilescu, dar n-a arbitrat niciodată din cei 4 pe care îi propunea el, arbitra, să zicem, Grigorescu. Adică el propunea și tu nu făceai ce cerea? Nu, fără discuții, niciodată. Păi da, era rechizitoriu. Numai că în perioada când vreau să mă apăr și eu să spun că uite cum stau lucrurile, șocul pentru mine a fost așa de puternic că nu mai știam de... Și nici nu știam ce să scrie în presă. Iar rechizitoriu... Când ni-l-a dat, ni-l spunea o jumătate de oră să-l studiem. Ce să studiez eu când gândul meu era... N-aveam liniștea cu care pot vorbi azi vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat. Și ședeam și analizam. Veneau avocații, alții spuneau să dau în primire ca să-mi fie mai ușor la propunerea... Și ai dat pe cineva? Și dacă aș fi avut ceva, n-aș fi dat. Dar ce să... Mi-a spus... Că dacă spun ceva, va fi pedeapsa diminuată, nu știu ce. Și să spun eu acum pentru X? Dom'le, analizați-mă pe mine. Da, ți s-a sugerat, ți s-a scris pe cine să dai sau? Da, cineva din conducerea federației. N-a dat, n-a zis Mircea Sandu, Dragomir, Lupescu, sau n-a dat nume. Este imposibil, nu. Auzi... Dar, repet, sub forma că dacă voi fi... pedepsit, voi condamnat, se diminuează. Mi-au citit acolo un articol, dar nu m-a interesat nici articolul, nu m-a interesat nici subiectul. A trecut atâta vreme, de acum lucrurile s-au liniștit, viața ta a intrat pe un făgaș normal. Spune, te consideri vinovat? Eu am partea mea de vină și am spus-o și în fața procurorului și a judecătorilor, relațiile mele prea apropiate cu conducători. Faptul că ce s-a întâmplat? Aici, Penescu, dacă a fost sincer sau dacă a vrut să mă câștige ca prietena lui, el mi-a propus pe perioada cât eram președinte la Comisia Centrală, mi-a propus funcția de președinte când mi se termină mandatul. În niște președinte la FC Argeș. La FC Argeș. Așa. Eram aproape, îmi plăcea munca, știam ce înseamnă munca și m-a tentat să am o rezervă undeva.
Și în baza acestei relații, el a profitat de situație. Că o avea de gând, ulterior m-am gândit, a vrut să mă cucerească, să mă apropie de... Sanițar, și ți-a dat niște bani pe care ai luat, nu? Nu, mi-a dat nici bani. Păi atunci, care a fost? Nu. Ce ți s-a imputat? Nu. A, imediat, dar nu. Eu m-am apropiat de el, de exemplu. Așa. Că când terminam mandatul... Urma să devii președinte la FCA. Da, poate nu mai depăream, poate... Poate a fost o chestie numai de moment. Așa. Banii pe care, cum se cheamă, pe care a zis procurorul că i-aș fi primit, nu i-a putut demonstra niciodată, ci n-a spus nimeni că mi-a dat sau nu știu ce. Iar o sumă de bani, a doua sau a treia urmărire a lor, a fost filmată de ei în restaurant. Așa. Dacă aș fi primit bani în restaurant, nu mi-ar fi făcut flagrantul? Am cerut asta la... Da, nu m-a luat nimeni în seama. Păi, fost... dar ce au filmat dacă n-au filmat flagrant? Păi, asta întreb și eu. Că erai în restaurant și nu, ce păi, că în ziua aceea, am mâncat o supă, veneam de la București, am oprit la PIG, la restaurantul de... la PECO, de vis-a-vis de... societatea lui Pic, e un peco și un restaurant. În Pitești. În Pitești, aici, la intrare. Înainte cu o oră, eu aveam telefonul și el le aveam supravegheat. Ascultat. Da. I-am spus că opresc acolo. Ei, în perioada... Piteștiul fiind pe drum către Vâlci. Păi, eu știu, pe posibilitățile lor tehnice, au supravegheat, ca să nu zic că au filmat, au supravegheat toată întâlnirea noastră. Faptul că Penescu, în intervalul de la prima vorbire, convorbire telefonică, așa, până la întâlnirea noastră în restaurant, el a scos o sumă de 200 de milioane sau nu știu cât, pentru nevoile lui. Treaba lui pentru nu știu ce. Așa. Ei, au dedus și se scrie registrat, i-a scos pentru mine. Păi dacă mi-i dădea acolo și dacă tot ai supravegheat, nu-mi făceai flagrant ca să mă faci de, eu știu, de... Da, sigur, era mai simplu pentru ei. Mă rog, mai este o sumă pe care n-aș vrea să o dezvolt, pentru că el finanța niște oameni politici și acțiunile lor. Nu vreau să intru prea mult în detalii, din ce am aflat și eu ulterior. Pe bun, dar, practic, scuze-mă, da. Ție ce și s-a pe prima implicat? Oară mi-a s-a spus că luare de mită, dar nu s-a demonstrat nimic, și apoi mi-a schimbat încadrarea aderare la grupul infracțional. Adică, faptul că i-aș fi delegat niște arbitri, am format un grup. Deci el îmi dădea și mită și eram și grup. Da, e... Păi nu, e, da, dacă cine studiază dosarul, e, da, în fine, eu nu spun că n-am. Partea mea de vină e că am stat de vorbă cu... Sau, de exemplu, am apelat la el, aveam anumite obligații, am avut două delegații din străinătate. Și trebuia să te ocupi de anumite lucruri care se întâmplă, nu știu, normale sau anormale, nu știu cum, eu le-am considerat normale. Așa. Și atunci, ca să nu dau bani din buzunar, i-am cerut niște cadouri. Cadourile erau sticle frumoase din astea, cu tricolorul, cu sticlă vărzuie și nu știu ce. Mi le-a adus, chiar sunt trecute în... Protocol. Nu, sunt trecute la domnii de la dosar, de la meu. Așa? Că am primit foloase necuvenite. Alea pe care le-ai dat, da, care le-am dat și bine, la ei le-am și declarat. La înțeleg că e procesul în care a fost și Corpodean, în care a fost și Bogaciu. Da, sigur, toți. Deci, până la urmă, tu zici că nu s-a demonstrat nimic. Păi nu s-a demonstrat nimic, păi nici măcar cu aderarea de grupă. Dacă măcar din meciurile acelea... Aveți posibilitatea, că le aveți aici. Așa. De cele sunt rechizitorii. Deci, el cerea niște arbitri și tu nu i-ai dat niciodată. Un singur meci, FCA Argeș și Oțelul Galați, între cei patru a fost inclus și Martiș, chiar arbitra Martiș, da? Martiș care a fost și el în dosar, da, nu? Da, da. Dar n-a avea nicio legătură cu faptul că l-a solicitat el. Că dacă... Bun, și ai făcut înainte de sentință 10 luni sau 9 luni, 9 luni, da. Și după aia încă 9 luni. Da, păi mi-a dat condamnarea și aici, cu 104, că a scris și presa din Pitești. La curtea de apel, la ultimele două, după 5 ani de zile, la ultimele două ședințe au schimbat
completul de judecată, președinta completului de judecată și a venit cineva de la Pitești, în două ședințe. Nu te așteptai, nu? Păi nu mă așteptai, te ține 5 ani de zile ca să... Da, dumneavoastră, vinovat sau nu vinovat, dă-i Deci de când a început urmărirea și până s-a dat sentința, au durat 5 ani? 5 ani și depășit 5 ani. Da. Pentru ce? Pentru... Da, dumneavoastră, dacă tot ești... Ai... Să admitem că ești vinovat. Eu înțelesesem că s-au filmat tot, că avea Penescu cu casete, cum îți dădea bani și nu știu ce. Nu, a fost o casetă înregistrată, dar cu Nezda nu. Nu. E cu totul altceva. Adică ce e pe caseta? Da, așa e când ai relație cu, cum se cheamă, prea apropiată cu cineva. Trebuia să vopsesc o mașină. Să vopsești o mașină? Da. Așa. Și fiind prieten și cum cu influență, am zis hai să mă ajute să vopsesc. Vopsesc tot, așa. Cu caroserie, cu tot. Și atunci i-am cerut împrumut niște bani. Pot eu să demonstrez că am cerut împrumut? Sau, dar problema e că nu eu să demonstrez. Poate să demonstreze DNA-ul că mi-a dat mită, că banii au fost mită. Și ce sumă era? Nu știu, între 80 de milioane și 100 de milioane. Cam așa ceva costa... Adică 10.000 de lei sau... Da, da, eu zic, vorbesc pe banii. Așa, 10.000 de lei. Da. Da, problema e că și dacă luam 5.000 și dacă... Ce s-a întâmplat? El a... Și el a avea filmat momentul ăsta. Avea în biroul lui, avea o cerere de înregistrare. Cum? Da, da, da. Niște camere ascunse. Da, și le-a găsit acolo și a găsit acel moment care... Problema e că ulterior am aflat și eu. Penescu a fost interogat și a fost întrebat sub o formă sau alta, eu am fost întrebat și sub o formă... Noi n-am avut timp să vorbim între noi ca să... Lucrurile au fost la fel, exact cum s-a întâmplat. Adică a spus amândoi același lucru. Da. Cel puțin așa ne-au spus avocații, că eu n-am nici declarația lui. Da, și la închisoare unde ai stat? În detenție, hai ca să nu... Păi, la Colibaș? Am stat la Colibaș, da. Tot timpul? Perioada finală mai la Colibaș. La Colibaș, adică da, ultimile 9 luni. Ultimile 9 luni, da. Și cum era, cum erau condiții? Cum să fie foarte greu, Doamne, da. Da, pe aici se mai... Datorită încadrării pe care ne-au dat-o, au cerut-o și procurorii și judecătorii au fost de acord, aderarea la grupul infracțional m-a băgat în prima perioadă a executării pedepsei împreună cu cei mai... Cu toți răufăcătorii, da, nu? Da, mergeai cu la căcătușele la mână, la telefon, la toaletă, la ieșiri la... Cum te duceai la toaletă cu cătușe? Da, la toaleta din curte, din asta, da. În camera respectivă. Da, da, în cameră câți erați? La început am fost 7, după ce am făcut cerere să-mi schimbe modul de executare, am fost 30. 30 de inci într-o, da, cameră? Dar camera destul de înghesuită, dar aici erau oameni mai... De la domnul Niculescu la mulți trei directori de bancă, de bănci. Care Niculescu? Președintele Consiliului Județean de la Pitești. A, președintele Consiliului Județean, da. Cu dumnealui, cu un director de bancă de la Pitești, cu șeful, eu știu dacă fac bine acum, dar nu ce să fac, cu șeful de la permise de la Pitești, care abusese și el proces și condamnat. Dar spune-mi, deci, la voi s-a asimilat grupul infracțional în sensul că tu dirijai arbitrii și da, că altfel... pentru el. Pentru Penescu. Da, atât. Era grupul... Deci nu dare de mită că ți-a dat Penescu ție bani... Prima oară asta a fost. Și apoi au schimbat-o. Da. Dar e adevărat, a circulat o variantă, tu o confirmi sau nu, că ai încercat să te sinucizi? Da, din păcate am avut, dar... Două tentative. Da, ce înseamnă că ai încercat? Ți-ai tăiat venele? Ce ai făcut? Nu, am înghițit toate pastilele la toți oamenii de acolo. Au ieșit afară, eu n-am ieșit la plimbare, mi-o făcusem așa și tot pastilele, au numărat ei ulterior, cam câte ar fi fost, Dumnezeu știe câte au fost, 60, 70. Păi bun, dar ce pastile erau? Tot ce avea fiecare acolo. Ai luat de la toți pastile? Da, cei 7 care eram în așa? În cușeta respectivă.
Ei au plecat la plimbare, cât să stă la plimbare, la plimbare, la mișcare. Da, la mișcare, da. O oră, într-o oră, le-am dat, de când... Și când s-au întors, ce, erai leșinat sau ce? Eram într-o stare așa de... Dar nu eram, n-am leșinat, chiar n-am avut de... Și ce ți-au făcut? Spălături sau da, măcare? Da, m-au luat, dar au și un regulament intern ciudat. Da, eu n-am acceptat la început să mă duc la spital. Și nu te poate lua cu forța. Deci dacă nu ești de acord, nu te iau. Până a venit cineva din conducerea beneficiarului, asta nu la Pribaș, în prima parte eram la Mărăcine, la Mărgine, acolo lângă More. Și m-a dus la Târgoviște, în cele din urmă m-a acceptat să mă duc și acolo mi-a ținut o mustruială serioasă medicul de acolo, și, începând de la faptul că sunt un om matur și un om pare și pe aia la altă. Că... Iar partea a doua, când au cu spălăturile, n-aș mai face niciodată. De... E rău, adică e senzația proastă. Dar nu judecam atunci. Nu. Da, spre rușinea mea n-am judecat bine momentele acelea. Trebuia să le accept. Bune sau rele, că nu sunt eu nici primul, nici ultimul. Care e vinovat sau nevinovat, care ajunge pe acolo. Da, aici mi-a plăcut Giovanni Beccari, care a dat o definiție de ce pușcăria nu e pentru oameni. Da, pentru... dumnealui are altă fire, Ce, ai fost foarte marcat, depresiv. Da, cum să nu, dar... N-am cu zi nu și... Adică aveam partea mea de vină sub forma că eram prea apropiat cu ei și vrând nevrând și dacă... Acum dau un exemplu, e poate nepotrivit, dar și dacă te mergi într-un restaurant și masa cu o femeie frumoasă, acum nu mai e cazul la mine, că vârsta aia, și de acolo de la restaurant mergi la lift și unul chiar doarme în camera aia altă și cealaltă, au urcat împreună și au... Da, da. Deci nu te crede nimeni de momentul în care ești apropiat sau că... Da. Dar... Oricum, dacă ar fi vrut să ia toate telefoanele care există între conducători și pe vremea aceea chiar cu și arbitri și conducători de arbitri și așa mai departe, ele existau. Și eu n-am vorbit la telefon cu alți conducători din... Mai ales că în prima parte a mandatului meu, eu chiar am insistat cu să mă sune la orice oră din zi, noapte, dacă vreunul are probleme cu... Mititelul suna în timpul meciului, Ștefan suna în timpul meciului, până mi-am dat seama că, opa, stai așa, că nu-i bine. Ce să-i spun eu acolo, că nu eram la meci? Și chiar dacă eram la meci, ce să-i spun eu, că de ce a greșit arbitrul? Ce sunau, reclamau? Da, mă reclamau arbitru, nu... Unii pun ton mai civilizat, alții mai puțin civilizat. Care erau cei mai răi? Mititelul. Mititelul era... Da, acum Mititelul știi că e și el arestat. Da, Mititelul, Ștefan... Civilizat a fost domnul Iancu. Iancu. Da, niciodată n-a vorbit cea din amintire. Chiar a avut o intervenție, odată îl delegasem pe diaconul la un meci și era scandalul între dumnealui și Mircea Sandu. Și mi-a zis, nu credeți că ar fi mai bine ca să... Dacă ăsta greșește, nu că îi spun că... Ce? Eu o să cred că... A făcut intenționat. Și dați-mi oricare arbitru pe care îl aveți liber, evitați și pentru mine. Și l-am chemat pe Sandu Diaconu, măi, uite, așa, cred că am greșit eu, că dacă l-anunțasem și... Bine, puteam să procedez și altfel, să-l schimb și gata, dar nu, am zis că așa e mai corect. Și am picat amândoi de acord să se ducă altcineva. Pădureanu suna? Nu a sunat, venea pe la federație, trecea pe la noi, nu. Dar bun om în general, adică nu agresiv. Nu, niciodată, nu. Da, și ăștia din nou val, ca să zic așa, adică Copos, Borcea... Și Borcea era, dar era, să zic așa, am prins o perioadă relativ bună. Când Dinamo câștiga tot. Da, da, nu chiar tot, dar câștiga bine. Și n-avea Copos, nevoie de intervenție. Și domnul Copos, nu, am... Vedeți, nu cred că am avut un conducător cu care să am o răfuială în timpul campionatului. Discutam și de cele mai multe discutam. Bine, tu n-ai fost niciodată un tip conflictual. Tu ai fost un tip civilizat cu...
Eu vorbesc din punct de vedere. Poate porumboi uneori mai aveam presa, așa că îmi permiteam cu el și el cu mine. Cine? Dar porumboi, așa că el aștepta altceva de la arbitri, adică să nu mai greșească în defavoarea în defavoarea lui, să nu greșească. Dar asta ce să poți să înveți după zi pe alta? Nu, e oricum e greu să prinzi arbitri în forma cea mai bună la meciurile cele mai grele. Da, să nu greșească. Zi-mi, Costic, cât ai fost în detenție, Gusti a venit să te vadă? Da, sigur. A venit, nu? Ceea ce eu aș fi prevea să nu vină. Eu ce n-am, ți-era rușine de el? Dar și rușine, dar mă întâlneam cu el și după 10 minute, deja cum nici nu pot vorbi, plângeam cu el și după aceea trebuia o zi, două să-mi revin. Nu, mi-a fost... Nu știu, alții au dus-o și, dar oricine venea la mine, nu? Preferam să n-am vizite. Dar asta, deci erai psihic lovit, psihic, rest se mânca civil, adică se putea mânca, nu, cum să zic, nu făceai foamea, nu era frig, nu erau șobolani, nu erau? Nu, au fost, erau și șobolani pe acolo, dar nu... Adică nu erau condiții mizerabile? Nu. Să zic că... din ce aud că s-a întâmplat cu alții. Timp cu alții sau în momentul ăsta în alte locații, nu pot să știu, dar aici, acolo eram 30, dar de două ori pe zi curățenie din asta cu aerisire, cu toate, era un responsabil de cameră care se ocupa bine de tot și erau... Dar făceați voi curățenia, nu venea cineva. Făcea cineva din cei de acolo, 30, dar din cei 30, ceilalți care le dădeam de mâncare, de fumat, de casa, mai ales fumător, să fumeze și țigări. Tu n-ai fumat, contribuam, da? N-am fumat niciodată, nici în detenție, nici. Și te rugau să-i pui sac, să le dai să curețe contra țigări. Da. Nu, era curățenie aici și dincolo, nu, dar în același timp ca, mi-a fost teamă să nu întindă cineva vreo plată ca asta e eliberarea condiționată, o primești dacă îndeplinești criteriile lor, da, care da, sunt destul adică de nu cam strâmb, să zic așa. Dacă m-ar fi pus să fac curățenie drahat pe jos, făceam curățenie, dacă m-ar fi oricine de acolo. Dacă dar de muncit ați muncit? Da, ați făcut și muncă? Ce? Am făcut plantoane și după aceea împreună și am făcut parte și din corul bisericii, din Culibaș. Din corul bisericii? Da. Trebuie să ai voce. Eram vocea a doua, cei care sunt în spate, cum se numește. Nu conta dacă ai voce. Nu, ceilalți care... Da, nu, dar de asta la bucătărie, la spălătorie, acolo n-am fost. Dulgherie, la știu. M-aș fi dus oriunde, dar nu m-au planificat acolo. Mulțumesc celor din conducere, acum le mulțumesc că nu m-au trimis acolo, că era mai... Și m-au trimis planton, l-am făcut de noapte. Ce înseamnă planton? Scuze-mă, nu știu. Adică pasnic, dar la ce? Ce poți să... Stai tot timpul și vezi ce se întâmplă în cameră. Nu dormi. Ce se poate întâmpla la 30 se poate întâmpla orice. Poate să fie că e unul rău, poate să se bată, poate să... Aia ce făcea? Raporta imediat. Păi trebuia imediat, păi sunt ceilalți de afară, jandarmii lor care sunt. Asta și în timpul zilei sau ni se cerea, ni se cerea și dacă, mă rog, dacă cineva ar avea telefoane, dar și dacă ar fi avut telefoane, n-aș fi făcut greșeala să-l dau în primire, mai bine să suport eu că nu l-am văzut. Că ar fi avut și dacă avea și nu-l raportai, ce se întâmplă? De unde să știe? Că eu nu l-am văzut. Camera era mare. Nu, mi-a spus să fiu sincer. Am înțeles, da. Dar nu puteam să... Nu. Iar fi o greșeală. E problema lor de acolo să-l găsească pe cel care ar fi avut telefon. Că există telefon în penitenciare. Da? Da. Până ce mijloace ajung acolo și cine știe? Nu e treaba mea și nu e rolul meu să discut despre ele. Da, ceilalți se purtau civilizat sau trăiai cu frică și nu. Că poate să-ți dea cineva nesperat, în cap? Nesperat, credeți-mă, nesperat.
E o solidaritate în nenorocire, nu, să zic așa. Ce se întâmplă? În primele zile m-a învățat cineva să dă-le și la din ce ai când îți vine pachetul, când te duci la magazin, când te duci o dată pe săptămână, cumpără și pentru ei ceva, nu pentru toți, că n-ai cum. Păi n-ai cum, dar dacă ai bunăvoință să cumperi, acolo e o sumă în care poți întrega de 400 de lei la o zi, sau depinde de ce are. Și atunci venea pachetul, jumătate mâncai cu ei, că sunt mulți care nu primesc pachete, n-au de la cine. Și atunci da, le convenea și lor și da. Se crea o atmosferă. Sigur, nu. Dar zi-mi, la magazinul ăla, găseai de toate? În general, da, pentru atât ce ai voie să consume. Că, de exemplu, nu o să găsești niciodată bricege, cuțite, foarte ce sau alte de astea la alte. Deci, sunt... Dar depinde whisky găsești? Nu, nici vorbe, fără alcool. A, fără alcool. Fără alcool. Da, a fost o experiență... Da, neplăcută, dar cum să spun, până la urmă, uite că ai trecut cu bine și ești sănătos. Ușor trebuie să accepti. Bineînțeles că dacă ai grijă de tine, ți se întâmplă mai puține, dar când e să vină, vine, în caz. Da. A fost, cum să spun, o încercare. Bine că ai reușit să depășești. Da, cineva din biserică de acolo mi-a spus, zice, gândește-te că poate în perioada asta poate te-a trimis aici ca să te protejezi. Era gândirea lui. Și poate în perioada asta se putea întâmpla un accident, să dea mașina peste tine, să nu știu ce. Poate e perioada asta. Gândește-o și atunci te liniștești și o să vezi că e mai bine pentru tine. Și poate avea dreptate. Că... Da, poți să fie și asta o variantă. Ca să treci peste momentul neplăcut. Peste... Da, înainte mergeai la biserică? Nu. Acum mergi, nu? Da. Nu, merg așa. Adică n-ai devenit bigot, n-ai devenit un credincios. Am învățat așa multe. Nu, și am avut și după, deși eu gândeam altfel, după ce am terminat, am avut, mi-era mie jenă, mi-era rușine să ies pe stradă, dar nu. Au sărit la oameni la care nu mă așteptam. Deși, pe moment, domne, ce rău îmi pare că s-a întâmplat, e cu tare, îți faci cuvintele, felul cum, tonul pe care îl foloseau, te sensibilizau și alții, cum a fost și chiar Adrian, bă, dacă vrei să vii, vină la mine, te angajezi la mine. Adrian Porumbul. Da. Și alții, altfel, vorbesc de Adrian mai ușor, pentru că am altă relație cu el și nu... De cei care au mai sărit în ajutorul meu, nu e bine să pomenesc numele nici de ce au făcut bine, ce au făcut bine. Dar, ce au făcut rău. Bun, și acum, de fapt, ești pensionar. Pensionar cu acte în regulă, mi-a trecut toată și perioada de... Aș putea să cer alte drepturi care mi-au fost... Nu mai... Nu are rost. Poate ca să mai ajung într-o sală... N-ar strica să cer redeschiderea procesului, dacă lucrurile stau așa. Să mai mă duc într-o sală de vai de mine. Da. Domnule, înțeleg, dacă nu doresc nimănui să treacă așa nepregătit ca mine prin asta și să trăiască ce am trăit eu. Restul, fiecare poate să mă judece, să analizeze, să interpreteze cum vrea, dar... Nu, dar noi suntem campioni în a-i judeca pe alții, da, pe noi, nu ne, noi înșine nu ne judecăm. A trecut, suficient. Sunt bucuros că copilul e sănătos. Iată că și, să știți că la început nu mi-am dat seama, dar poate și copilul a venit așa ca să... Că mă ajută fetiță, în perioada fetița, da, copilul. Cum o cheamă? Toți copii. Ioana Nectarie. Să-ți trăiască. Mulțumesc. Care a fost, aici să terminăm după asta, care a fost cel mai greu moment din petrecut în cele 9 și 9 luni? Primele zile, când... Eram în 6 sau 7 persoane în 2 metri și ceva, nu știu, 2 metri, n-avea lățime 2 metri, și pe o parte și pe alta, și cu un beceu și asta, dar starea în care am fost, starea în care am trăit-o, și nu concepeam că să te trezești într-o dată
legat, nu poți să vorbești cu nimeni, nu poți să, da, și nu poți să te aperi. Cătușele la mâini, cum zici. Da. Cătușele la mâini a fost perioada când am primit condamnarea. Atunci, prima lună și ceva, până ne-au schimbat ăsta, modul de executare a pedepsei, acolo te ducea. Dar în prima parte, când am stat pe arestul... preventiv. Pe arestul poliției, că primele 35 de zile ne-au ținut în arestul poliției din Pitești. Așa. E, aia a fost perioada cea mai grea. Pe restul, ușor, te liniștești, accepți sau nu accepți, dar nu mai e ca la început. Și eliberarea, Costică? Eliberarea, ce să zici? Și acolo m-au ținut 56 de zile până când am trecut de comisec. Așa, care recomanda eliberarea. Unde președinte este un judecător din civil. Acolo au fost astea, m-au trimis la judecătoria de la Pitești. Mi-au dat drumul, că pot fi eliberat. Nu mi-au dat drumul. Dar nu mi-au dat motivarea ca să pot să fac recurs. M-au ținut 30 și ceva de zile ca să-mi dea motivarea termen. Motivarea ca să pot să... ca să pot să fac și să-mi dea termen. Și apoi la tribunalul de la Pitești mi-au dat drumul, da? Dar toate adunate am stat peste cele calculate, că le calculeze acolo. Așa. Și încă 56 de zile față de ceea ce aș fi avut dreptul prin... Să ieși. Bine, eu îți mulțumesc mult că ai venit, vă mulțumesc noastră că v-ați uitat. Îmi pare rău că am discutat niște lucruri, dar care bănuiesc că... Și eu mulțumesc că am fost... Te-au zguduit, invitat, dar... aici. Cred că mă ajută această întâlnire de astăzi, chiar dacă așa în voce am mai tremurat din când în când. Da, dar... cred că nu ți-a făcut mare plăcere, dar asta e, ca să zic așa, riscul călărețului. Doamnelor și domnilor, a fost Gheorghe Constantin, Costică Vâlcea. Îi mulțumesc pentru prezență, dumneavoastră, că v-ați uitat. Unele din relatările lui m-au emoționat și pe mine, m-au marcat. Ne revedem săptămâna viitoare. Vă urez tuturor să vă meargă până atunci cât mai bine. Joacă și simte magia super fotbalului. Superbet, împreună suntem super.